Bună ziua și bun găsit, dragi telespectatori! Iată că frumosul imn, Iată Mirele Vine, a adus în casele noastre bucuria cu întâlnirea unei săptămâni sfinte în care ne apropiem cu toții de momentul final, acela al primirii luminii în casele și inimile noastre, acela de a înțelege până la urmă mesajul mesianic. Și pentru că ieri am sărbătorit în întreaga creștinătate Duminica Floriilor, un sincer și călduros la mulți ani adresăm și astăzi tuturor celor care au purtat acest nume. Astăzi vă invit să pornim împreună într-o călătorie de redescoperire a multor aspecte legate de sărbătoarea Sfintelor Paști, alături de părintele Lucian Apopei, căruia îi spun bun venit. Domnia sa este și director de comunicare, dar și purtătorul de mesaj alături de noi din partea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Bun venit! Doamne ajută, vă mulțumesc tare mult pentru invitație. Nădăjduim să ne găsească aceste zile pe toți cu credință, cu nădejde și cu speranța învierii. E o speranță pe care cu toții o păstrăm în mentalul colectiv, e poate și o amintire a liturghiilor la care participam în copilărie și e o speranță care, iată, a reînviat acum de Florii prin aceste frumoase pelerinaje pe care le-am putut vedea în întreaga zona a Moldovei. Da, o speranță fără de care viața ar fi absurdă să se termine până la mormânt. Pentru ce atâta zbateri, pentru ce atâta agitație, atâtea idealuri, ca totul să se termine într-o groapă la 2 metri, împachetat, cum spunea cineva așa glumind, împachetat cu nămol în pământ. Trebuie să avem această speranță, această credință și pentru acest lucru Mântuitorul nostru s-a întrupat, a pătimit și a pătimit încă moarte pe cruce și a înviat ca să ne arate nouă că nu totul se termină la o coadă de lopată. Așa cum ați spus foarte frumos, bucuria este cea care ar trebui să ne marcheze, cu toate că zilele acestea trăim momente cumplite de momentele pătimirii Domnului nostru Iisus Hristos, însă vom vedea că la capătul acestora Mântuitorul ne așteaptă și nu ne reproșează pentru ceea ce umanitatea a fost în stare să facă, și anume să-și răstignească Creatorul, ci ne spune bucurați-vă. Așa cum foarte bine ați spus, Duminica Floriilor a fost o zi a bucuriei, un moment oarecum atipic pentru Mântuitorul, cel care s-a ferit întreaga sa viață aici pe pământ de astfel de cinstiri. Însă vedem că el intră în Ierusalim, pe mânzul Asinei, în uralele mulțimii care strigă Osana întru cel de sus, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Și îl întâmpină cu aceste simboluri florale, cu ramuri de măslin, între altele, pe care noi le-am adus în cultura noastră autohtonă sub forma ramurilor de salcie. Da? Așa este, da, și cu toții le-am luat. Este și o slujbă foarte frumoasă care se rostește în cadrul Sfintei Liturghii din Duminica Floriilor, slujba de sfințire a acestor ramuri, și credincioșii le iau și le duc acasă. Este o mare bucurie să primești acasă un oaspete binevenit. Este o și mai mare bucurie să primești acasă un prieten, dar este o bucurie desăvârșită să primești în casa ta pe stăpânul tău, pe cel care te-a creat, cel la care apelezi, în care ai credință, să-ți ajute în viață, în nădejdea mântuirii. De aceea
ferice de cei care îmbrățișează un prieten, ferice de cei care cu buzele lor salută un prieten bun și ferice de cei care, iată, îl primesc pe Mântuitorul Hristos în viața lor, în orașul lor. Și apropo de acest lucru, aș dori să amintesc și de pelerinajul care a avut loc în sâmbăta lui Lazar, cred că în marele orașe ale țării, însă mă refer doar în zona noastră, în Arhiepiscopia Iașilor, unde în Iași a avut loc această procesiune, ale cărei origini se pierd cumva în negura timpurilor. Nu știm care au fost primele ediții. Oricum, mărturii ample se găsesc din perioada interbelică referitoare la această procesiune, care a fost întreruptă câțiva ani în perioada comunismului și reluată după anul 1990, o procesiune nu foarte lungă, pe o distanță de aproximativ 1,5 km, de la mănăstirea Bărboi, dar pe un traseu foarte frumos, trecând pe lângă Biserica Sfântul Sava, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, acest monument deosebit, o broderie în piatră, apoi pe bulevardul Ștefan cel Mare, până la Catedrala Metropolitană, unde alaiul preoților și credincioșilor a fost întâmpinat de Părintele Mitropolit Teofan. De asemenea, au fost procesiuni și în celelalte orașe ale Arhiepiscopiei. Putem vorbi de Piatra Neamț, de Săveni, unde, din câte știu, a fost procesiune în fiecare comună din acest protopopiat, Pașcani, Târgu Frumos, Târgu Neamț, Piatra Neamț. Oamenii au participat cu bucurie, mai ales că cu toții suntem conștienți că trebuie să împlinim această credință, această nădejde, în acest duh de bucurie, de sărbătoare. Ne bucurăm când vedem în alte țări procesiuni frumoase, știu, aș da neapărat exemple, dar mai sunt prin Spania, și admirăm cu toții frumusețea lor, însă iată că avem și la noi acasă astfel de momente pe care ar trebui să le valorificăm bucurându-ne de ele. Bucurându-ne și, de ce nu, participând la ele, pentru că această participare alături de ceilalți creează acel sentiment atât de frumos și autentic al comuniunii, care este până la urmă o comuniune întru Dumnezeu, da? Da. Și este o formă de a-L întâmpina pe Duhul Sfânt, de a-L primi în inima ta, cum foarte frumos a spus, Părinte. Eu mă gândesc și la această zi cu totul specială pe care ați menționat-o, la Sâmbăta lui Lazar, care este o zi a minunii, de fapt, da? Da. Și care deschide pentru noi porțile de a înțelege, practic, faptul că în fiecare din aceste zile, până la răstignirea lui Hristos, se petrec minuni. Da. Sâmbăta lui Lazar, prin învierea lui Lazar și Duminica Floriilor, sunt, cum am spus de astea, sunt ca două peceți care deschid poarta către Sfânta și Marea Săptămână a Patimilor, sau mai corect spus, a pătimirilor Domnului. Aceste două zile parcă ne spun nouă, odată cu învierea lui Lazar și cu intrarea triumfală a Mântuitorului în Ierusalim, ne spun acea ultimă frază din crezul pe care îl rostim la Sfânta Liturghie sau în rugăciunile noastre particulare: aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie. Așadar, învierea lui Lazar este o mărturie, dacă avem nevoie, și avem nevoie, căci de multe ori noi ne raportăm rațional la credință, și avem nevoie de mărturii, de minuni. Acestea ne ajută în credința noastră, ne întăresc. Deci dacă era nevoie de o mărturie, iată că mărturie pentru învierea morților, iată că învierea lui Lazar, cel mort de 4 zile, este una dintre ele. Iar intrarea aceasta triumfală nu este întâmplătoare. Mântuitorul Hristos
n-a venit pe lume ca să îi se slujească. Spuneam la începutul discuției noastre că s-a ferit cât a putut de astfel de cinstiri. Însă ea prefigurează ceea ce va fi, ceea ce va veni, și anume împărăția lui Dumnezeu, când El va veni în slavă pe norii cerului. Așadar, acestea două deschid ca o pecete această săptămână mare, plină de înțelesuri. Spuneam că Mântuitorul Hristos s-a ferit de aceste cinstiri și stă mărturie în acest sens întreaga sa viață. Foarte frumos sesizase Blaise Pascal că Mântuitorul Hristos a trăit 30 de ani aproape în anonimat. Apoi, prin cei 3 ani în care a propovăduit Evanghelia sa, a fost urât de farisei, de cărturari, nu intelectuali, cum îi vedem noi astăzi, a fost trădat, vândut de unul dintre ucenici, părăsit de încă unul foarte drag, și a sfârșit răstignit pe cruce. Deci de unde toată strălucirea Mântuitorului, pentru care două mari religii ale umanității îl poartă în centrul său, vorbim de iudaism și de creștinism, care se recunoaște, îl îmbrăcăm într-o strălucire pe Mântuitorul Hristos, a cărui viață nu a fost așa strălucită cum o zugrăvim noi astăzi. Da, dar de această, cum o creează memoria și creează, chiar da, interpretarea, deci pe alocuri el, falsă a textului sacru, pentru asta, că, da, mă iertați, părinte, de dragul discuției intervin, este într-adevăr un simbol al smereniei desăvârșite și pentru această smerenie el trebuie amintit, slăvit și întocmai. Însă de această slavă, spunea același Blaise Pascal, cred că noi avem nevoie mai mult decât el, care întreaga viață a trăit-o aici pe pământ într-o deplină smerenie. De aceea spuneam că este un pic atipică această intrare în Ierusalim. De altfel, mărturie sau expresie a smereniei este și ceea ce se va întâmpla în Joia cea Mare, când Mântuitorul Hristos spală picioarele ucenicilor săi, cei care, jenați de situație, nu voiau să primească, însă Mântuitorul le spune că este o condiție obligatorie aceasta a curăției, a smereniei, și le oferă lor pildă în acest sens, învățându-i că cine vrea să fie mai mare între voi, acela să slujească vouă. Deci în cheia aceasta trebuie privită Evanghelia pe care Mântuitorul Hristos ne-a adus-o și ne-a lăsat-o în cheia smereniei. Intrăm în săptămâna, am intrat în săptămâna mare, în care fiecare zi. Da. Și săptămâna patimilor, cum o cunosc mulți dintre credincioșii care merg zilnic la biserică în această perioadă și asistă la acea serie de ceremonialuri religioase dedicate figurii mesianice, care sunt cu totul aparte. Și chiar vă rog să ne descrieți puțin aceste slujbe deosebite și semnificația lor. Da, sunt slujbele de seară, cunoscute sub denumirea de denie, vine din slavonescul vdenie, care înseamnă priveghere. Slujbe de priveghere sunt slujbe foarte frumoase. Dintre amintirile cele mai frumoase pe care eu le am din copilărie sunt cele pe care le petreceam la slujbele de denie din Săptămâna Mare. Sigur, copii fiind, nu eram noi foarte atenți, dar eram acolo. De aceea îndemn pe cei care ne urmăresc să-și ducă copiii la... Cred că nici nu trebuie duși, cred că trebuie lăsați. Sunt slujbe foarte frumoase în care retrăim ultimele zile ale Mântuitorului Hristos, zile ale pătimirii,
dar contrar aparențelor, pentru cei care nu sunt familiarizați cu ceea ce înseamnă pătimirile Domnului, nu sunt filme de groază, nu sunt filme de, nu știu, cum să spun, așa cum ar putea privită astăzi hollywoodian, așa, aceste ultime zile ale Mântuitorului, deși ele sunt încărcate de suferință, de trădare, de deznădejde din partea unora, sunt adânc îmbibate în bucuria învierii. Nu sunt izolate de această perspectivă care ne este deschisă nouă prin răstignirea Mântuitorului. Prima zi de acestei săptămâni, bine, prima zi ar fi duminica, ne-am referit la ea, însă ziua de luni face referire la Iosif, cel care de asemenea a fost vândut de frații săi, așa cum avea să fie vândut și Mântuitorul Hristos pentru câțiva, pentru o mână de arginți. Și foarte interesant, ne este prezentată o minune pe care a săvârșit-o Mântuitorul, singura de altfel, de distrugere. Dacă până acum și din acel moment va săvârși doar minuni de refacere, de restaurare, de însănătoșire, de înviere, iată că acum este uscat un smochin care nu avea roade. Semn că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun, dar totodată este și un Dumnezeu drept. S-a vorbit mult asupra acestei minuni. Spun unii că este un blestem, smochinul a fost blestemat, dar cred că mai corectă este interpretarea aceasta a retragerii harului pe care Dumnezeu îl acordă lumii acesteia. Atunci când Dumnezeu își retrage harul său, dispare viața. Deci când nu ne mai bucurăm de harul lui Dumnezeu, pierdem esența existenței noastre, pierdem viața. Suntem în anotimpul de primăvară și ne bucurăm cu toții de reînvierea naturii, ne bucurăm de copacii care înfloresc, florile din jurul nostru, toată natura renaște. Dar pierdem esența acestei frumuseți, și anume binecuvântarea lui Dumnezeu. Iată că Dumnezeu își retrage această binecuvântare și în lipsa ei nu rămâne decât uscăciune și nerodire, așa cum se întâmplă și cu smochinul. Și rămâne acea cale a suferinței, da, despre care ați vorbit, Golgota, care până la urmă trece din destinul simbolic al Mântuitorului în destinul credincioșilor care participă la aceste slujbe. Devine o cale, de fapt, de înțelegere a acelui adevăr profund care este învierea. Dar și da. E interesant că Mântuitorul nu ne obligă să fim părtași la acesta. Știm din Scriptură cuvintele sale care spune: oricine dorește să-mi urmeze mie, să-și ia crucea. Deci lasă la libera noastră alegere. Tocmai de aceea Mântuitorul Hristos nu se pogoară de pe cruce, nu fuge de cruce. Ne aducem aminte de cei care strigau și îl batjocoreau în momentul răstignirii: dacă ești cu adevărat tu Dumnezeu, așa cum ai făcut multe minuni, pogoară-te și acum de pe cruce și arată-ne nouă că ești Dumnezeu. Dacă ar fi făcut lucrul acesta, libertatea noastră ar fi fost mult, mult, mult limitată. Am fi fost doar niște spectatori care am fi constatat dumnezeirea lui Hristos și am fi acționat ca atare, deși iertată să-mi fie această constatare, de multe ori vedem minuni în viața noastră și cu toate acestea tot îndărătnici rămânem. Deci Mântuitorul Hristos nu a fugit de cruce, a îmbrățișat crucea, ne-a arătat ce înseamnă suferință, alegând moarte pe cruce. Nu știu să fi fost în istorie o
o suferință, o moarte mai cumplită de aceasta, dincolo de suferința fizică, era și aceasta duhovnicească, psihică, să stai răstignit, dezbrăcat, gol, batjocorit în fața ucenicilor pe care 3 ani de zile i-ai învățat, ai săvârșit minuni în fața lor, gândindu-te oare ce cred aceștia despre Dumnezeul pe care ei l-au aflat, să stai în fața mamei tale astfel batjocorit de cei care îl răstigneau. Iată că cu toate acestea el vine să ne arate nouă pildă de smerenie, de înțelegere pentru neputințele noastre. De multe ori, prin ceea ce facem, nu facem decât să-l răstignim pe Mântuitorul, să-l batjocorim prin comportamentul nostru. Ne numim creștini, dar se întâmplă să acționăm în viața noastră împotriva a ceea ce noi suntem. De aceea, Sfinții Părinți ne îndeamnă și cu precădere, în mod deosebit, în săptămâna aceasta, să murim în fiecare zi păcatului și să înviem virtuții. Da, atât de frumoase aceste cuvinte din Sfinții Părinți și, de asemenea, atât de profundă simbolistica crucii, Părinte, despre care ați vorbit. Crucea simbolizează și în literatură, în artele frumoase și în întreaga cultură, de fapt, tocmai posibilitatea acestui liber arbitru. Omul poate alege între calea transcendenței pe verticală, între această înțelegere superioară și calea orizontală, pragmatică, materialistă, care ne poartă foarte departe de valorile spiritului, ca să spun așa, da, în cele... care sălășluiește divinitatea. Da, cele două căi care, iată, se întrepătun, se unesc, se întâlnesc în persoana Mântuitorului, care s-a întrupat și asta trebuie să fie un semn de mare, de atenție pentru noi. Dacă Dumnezeul nostru, Cel care ne-a creat pe noi, s-a întrupat și a pătimit și încă moarte pe cruce pentru noi, înseamnă că noi n-ar trebui să privim lucrurile cu atâta nepăsare cu cât o facem noi, din păcate, absorbiți fiind de problemele curente care, să recunoaștem, sunt atât de trecătoare. Fugim după oarecare faimă, glorie, care este atât de trecătoare, poate fi risipită ca fumul printr-un singur cuvânt. Și mă gândesc acum la ceea ce s-a întâmplat zilele acestea, n-aș vrea să dau exemplu, că intrăm într-o altă zonă, dar cineva, o persoană foarte cunoscută, printr-un singur cuvânt, cred că și-a pus în cap cam jumătate de țară, printr-un singur cuvânt. Deci e atât de firav titlul acesta de glorie pe care îl construim cu atâta trudă și atâta migală, și, dar totodată atârnă de un fir atât de subțire al existenței noastre, întrucât îndemn pe cei care ne urmăresc să caute mai mult cele ale sufletului, care nu sunt atât de trecătoare, ba chiar sunt trainice. Sunt zile în care ne pregătim de Sfintele Paști și îmi aduc aminte fragmentul din Scriptură când intră Mântuitorul într-un sat oarecare, nu este spus unde, mulțimile îl înconjoară, printre care se afla și Maria, sora lui Marta, care își neglijează cele ale gospodăriei și stă și ascultă ceea ce Mântuitorul îi învăța pe contemporanii săi, și Marta vine și îi atrage atenția Mântuitorului, reproșându-i sorei sale că nu se îngrijește de cele ale casei, și atunci Mântuitorul îi spune: Marto, Marto, te silești și de multe te îngrijești, însă Maria și-a ales partea cea bună care nu se va lua de la ea. Și într-adevăr, cele ale lumii acestea sunt trecătoare. Ne îngrijim de o masă copioasă, de
Paști. Și e bine să fie, dar dacă din colțul acela ducem și la un vecin pe care îl știm că nu are, un bătrân sau o bătrână, cred că este mult mai primită bucuria învierii Domnului, care nu a înviat doar pentru noi și pentru un regim alimentar, ci a înviat ca să ne aibă pe toți împreună în comuniune și în bucuria luminii învierii. Da, cu adevărat, semnificația multor bucate, acum că ați amintit și de această zonă a Sfintelor Sărbători de Paști, chiar bucate tradiționale, cum ar fi cozonacul sau pasca, este legată profund de ideea de împărtășire cu celălalt. Da? Ceea ce înseamnă, pe de o parte, că împărtășești, iată, simpla bucurie de a râvni, nu știu, la ceva care este folositor după un post îndelungat organismului, dar îl împărtășești și pe Dumnezeu pe care l-ai primit în noaptea de înviere în casa ta și în inima ta. Într-adevăr, căci bucuria pascală nu poate sta doar într-o farfurie de mâncare, ci evident că trebuie împărtășită celorlalți, așa cum lumina nu luminează doar într-o singură direcție, da? Soarele este pe cer pentru toți, ploaia aduce Dumnezeu peste toți și peste grădina noastră și peste ogorul vecinului. Așa și noi ar trebui să avem această manifestare de deschidere față de cei de lângă noi. De aceea îi îndemn pe final, acum pe cei care ne urmăresc, să aibă credință, să aibă nădejde și să aibă dragoste pentru cei de lângă ei, să caute lumina și dacă o găsesc și le doresc să o găsească, să o ia de acolo de unde e și să o ducă acolo unde poate nu e. Vă mulțumim mult, Părinte, pentru aceste frumoase gânduri și sper să ne revedem și să împărtășim împreună această bucurie despre care ați vorbit atât de frumos și cu gânduri atât de profunde. Vă mulțumesc și eu și zile binecuvântate să te aduc. Mulțumim! Vă mulțumesc în numele tuturor telespectatorilor noștri, pe care îi invit acum în încheiere să asculte încă o formă de psalm liturgic foarte, foarte profundă și deosebit de autentică în interpretarea coralei de la Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț. Binecuvântările să fie alături de toți cei care ne privesc! Amen.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, de n-am avea pe Sfinții Tăi rugători și bunătatea Ta milostivindu-se spre noi. Cum am îndrăznit, Mântuitorule, a Te lăuda pe Tine, pe care bine Te cuvintează neîncetat îngerii, știutorul inimilor, iartă sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Multe sunt mulțimile greșelii, Tine am scăpat curată, mântuire trebuindu-mi. Cercetează-ne, putinciosul meu suflet, și Te roagă Fiului Tău și Dumnezeului nostru, să-mi dăruiască iertare de relele cele ce am făcut, ceea ce ești bună, binecuvântată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, în vremea vieții mele, nu mă lăsa pe mine, folosinței omenești, nu mă încredința, ci singur.